Bravo! O să mai ascultăm melodiile așadar acestei formații, da? Victor de la Fundulea. O să mai auzim despre această trupă. Acum să mai ascultăm din partea trupei, nu? Încă o melodie în care nu o să mai fie vorba, presupun tot, de mine și de politicieni, ci ceva, o melodie mai pentru străinătate, așa, pentru românii din străinătate. Înainte de a trece la telefoane, aveți ceva deci cu mama, nu? Ceva să rămână mama mea, înțeleg, da? Hai să ascultăm piesa din partea lui Victor de la Fundulea și apoi trecem și la telefon. Telefon în direct cu telespectatorii noștri. Să rămână mama mea, astăzi este ziua ta. Ce dor mie de tine, mamă, glasul tău mereu mă cheamă. Dacă poze le-ar grăi, ele acum aș vorbi. Să-mi treacă de dorul tău, of, ce e sufletul meu. Mi-amintesc, eram micuț, mă creșteai în legănuț, cu mâna mă mângâiai, cu povești mă adormeai. Ai muncit cu sudoare pe mine să mă crești mare. Poate ai sta și nemâncată să mă vezi mare odată. Ți-e slăbită și te uiți pe drum de trece, vreo copil de-al tău din 10. Când eram cu toți acasă, ne strângeai pe toți la masă. Frații mai mari mă băteau și porția mi-o luau. Dar știi că era mai mic și era mai chinuit. Porția ta mi-ascundeai și la urmă mi-o dădeai. Mănâncă copilul meu, că și tu ești tot al meu. Tu ești floarea cea mai mică, care mă faci fericită. Of, ce mai plâng ochii ei, chiar astăzi de ziua ei. Bate-n poartă cineva și tresare inima. Măicuță-s altă băiat care m-ai crescut cu drag. Te rog din suflet, nu plânge, că lacrima ta mă frice. Hai, măicuța mea, la mine, că singură nu ți-e bine. Câte zile-i mai avea, vreau să stai în casa mea. Dacă trăia acum tata, poate alta ți-era soarta. Copiii te-au părăsit, numai cel mic te-a iubit. Da,
Da, foarte frumoasă melodia. M-a plăcut, doamna Roxana? Foarte mult și vreau să-i spun mamei mele că o iubesc foarte tare și știe. Și știe că i-am dedicat melodia asta ei și tuturor mamelor. Mare adevăr în acest cântec, foarte frumos scrie și Marcela din Novara, de cântecul cu Ciocoi și cu Diaconescu. Așa. Sunt Elena din Roma, de 1 decembrie ne-am distrat de minun la spectacol în Via Serafico, la Laurentina. Și aștept să ieșiți președinte, să facă ordine în România. Mă bucur. Uite, că au fost ceva spectacole prin Italia. Nu știu ce spectacol a fost ăsta, poate ne dați mai multe amănunte. În Via Serafico, din Laurentina. Trăiască OTV-ul, Dan Diaconescu președinte, trăiască Roxana și minunata formație. La mulți ani, zice România din... la mulți ani România, zice Ana din Verona. Mulțumim, domnule, la mulți ani și dumneavoastră. Da, sunt tare românii din Verona. Așa. Domnule Dan, ne bucurăm că vă avem din nou alături. Eu sunt în Verona, mă numesc Mihaela și vreau să vă votez. Sunt omul țării. Uite, și Mihaela, tot din Verona. De-abia aștept să mergem și noi prin Verona pe acolo, în orașul îndrăgostiților. Acum un prim telefon în direct. Doamna Dorica din Torino, de undeva tot din nordul Italia. Cred că ne-a mai sunat, bună seara. Doamna Dorica. Bună seara, domnul Dan. Să rămână, doamnă. La mulți ani, la mulți ani. Ce ați făcut de ziua națională la Torino acolo? Am sărbătorit prin muncă, domnul Dan. La mulți ani în România, la mulți ani în România și la mulți ani invitaților voștri. Să au fost foarte frumoși și îi felicit pentru cântecele care le cântă. La al doilea cântec chiar am plâns. La cel cu mama, nu? Da. Da, cu ăla cu mama. Dumneavoastră ați mai intervenit cu noi în direct, așa este? Așa cred este, da. Nu odată. După voce, asta este a treia oară, nu? Sunt Mihaela din Trapeto, Palermo. Vă urez numai bine și vă iubim. Am plecat de acasă, că este greu. Și cresc trei copii singură. În România nu fac față. Iată, spunea și Mihaela din Trapeto, Palermo, undeva deci în Sicilia. Mulțumesc mult lui Carmen Diloc. Leco, îi dedicăm ei acum și celorlalte telespectatoare, celorlalți telespectatori din străinătate, o muzică 100% românească. Hai la Hora Mare cu formația invitată aici în studio, care are acum cuvântul din nou în direct. Deci urmează Hai la Hora Mare.
mi-am pus iubirea mea pentru tine. Numai să-ți fie bine. Numai Dumnezeu de sus știe în suflet am pus iubirea mea pentru tine. Numai să-ți fie bine. Dacă pa pământul în două, aș face o lume nouă. Numai noi doi să trăim fericiți, mulți să fim. Dacă pa pământul în două, aș face o lume nouă. Numai noi doi să trăim fericiți, mulți să fim. Ești tot, fără tine nu mai pot. O secundă să trăiesc, o ce mult te mai iubesc. Pentru mine tu ești tot, fără tine nu mai pot. O secundă să trăiesc, o ce mult te mai iubesc. Dacă pa pământul ne două, aș face o lume nouă. Numai noi doi să trăim fericiți, mulți să fim. Dacă pa pământul ne două, aș face o lume nouă. Numai noi doi să trăim fericiți, mulți să fim. Dumnezeu de sus știe când suflet am pus iubirea mea pentru tine. Numai să-ți fie bine. Pentru mine tu ești tot, fără tine nu mai pot. O secundă să trăiesc, o ce mult te mai iubesc. Dacă pa pământul ne două, aș face o lume nouă. Numai noi doi să trăim fericiți, mulți să fim. Dacă pa pământul ne două, aș face o lume nouă. Numai noi doi să trăim fericiți, mulți să fim. Dacă pa pământul ne două, aș face o lume nouă. Numai noi doi să trăim fericiți, mulți să fim. Dacă pa pământul ne două, aș face o lume nouă. Numai noi doi să trăim fericiți, mulți să fim. Bye.
ceasul vine, te râde țigarca și știi bine. Hai române, hai române, vin oricoa, vreau să te joace țigarca mea. Și dacă nu să ții pasul vine, te râde țigarca și știi bine. Stau cu țiganii la masă, hai bine ca la mine acasă. Beau cu ei, mănânc și chefuiesc, fiindcă toți țiganii mă iubesc. Stau cu țiganii la masă, hai bine ca la mine acasă. Beau cu ei, mănânc și chefuiesc, fiindcă toți țiganii mă iubesc. Soarele iată-i spre asfințit, bulibașul este fericit. Joacă bulibașa lângă șeful, ce frumos a încis, doamne, cheful. Soarele iată-i spre asfințit, bulibașul este fericit. Stau cu țiganii la masă, mai bine ca la mine acasă. Beau cu ei, mănânc și chefuiesc, fiindcă toți țiganii mă iubesc. Stau cu țiganii la masă, mai bine ca la mine acasă. Beau cu ei, mănânc și chefuiesc, fiindcă toți țiganii mă iubesc. Noaptea uite că în ce se lasă, n-am să uit această zi frumoasă. Și uite că se aprinde focul, lângă foc țiganii încic jocul. Bea cu țiganii vin și răchie, că țiganii sunt de omenie. Țiganii toți se iubesc ca frații, nu se dușmănesc ca noi și alții. Bea cu țiganii vin și răchie, că țiganii sunt de omenie. Țiganii toți se iubesc ca frații, nu se dușmănesc ca noi și alții. Vă rog, mai puneți încă o dată melodia Mamă de ziua ta, zice Luca Florin de la Milano. Vă mulțumesc frumos, o să mai ascultați încă două melodii cu această trupă minunată, descoperită de Roxana Avram. La mulți ani, Dănuț, Cosmina, așteptăm să te votăm pentru că vreau ca România să fie mai bună. Îi mulțumesc anticipat de pe acum Cosminei pentru votul său. Domnul Diaconescu, mă simt, nu știu, trebuie să fac o precizare. Nu neapărat că am descoperit eu această trupă. I-am auzit cântând și da, cântau cu atâta patos încât oamenii compuneau pe loc, domnul Diaconescu. Da. Și pur și simplu am mers și eu ca omul să beau o cafeluță și a început domnul Victor de la Fundulea să cânte de OTV. Și am zis, stai așa, poți să faci ceva? Și când a făcut, am rămas cu gura căscată. Da, foarte bine. Domnule Dan, vă rog, dați-ne și muzică populară, ne este dor de țară, așa ne mai trece, zice Elisa din Brindisi. Acum o să vă dăm și melodia cu dorul de mamă și puțintică muzică populară. Ultimele trei melodii din această seară. Elena din Veneția, ce zice ea? Te votez. Am un amant italian foarte frumos. Aș dori o melodie mai ritmică să joc cu el puțin. Ar trebui să spună toate batantele adevărul, că stau cu amanții noaptea. Nu cred că au toate amanți, toate batantele. Domnule, am făcut Veneția, o precizare. Da. Sunt mai multe categorii, cele care au și recunosc, cele care au și nu recunosc, că o felicit pe doamna. Elena din Veneția are un amant italian foarte frumos, ne bucurăm, italienii în general sunt frumoși. Înseamnă că și ea este frumoasă. Da, bărbații italieni se zice că sunt foarte frumoși, femeile italiene sunt mai nașpa un pic, dar bărbații se spune că sunt foarte frumoși. Acum pentru doamna Elena din Veneția, dar și pentru toate batantele și toți românii și toate româncele de acolo, încă trei melodii, melodia cu mama cerută de public și încă
două melodii noi nouțe din partea trupei descoperite de OTV în această seară. Așa, da. Astăzi este ziua ta. Ce dor mie de tine, mamă, glasul tău mereu mă cheamă. Dacă poze le-ar grăi, cu ele acum aș vorbi. Să-mi treacă de dorul tău, of, ce e sufletul. Mi-amintesc că eram micuț, mă creșteai în legănuți. Cu mâna mă mângâiai, cu povești mă adormeai. Tu ai muncit cu sudoare pe mine să mă crești mare. Poate ai stat și nemâncată să mă vezi mare odată. Ți-e slăbită și te uiți pe drum de trece, vreun copil de-al tău din 10. Când eram cu toți acasă, ne strângeai pe toți la masă. Frații mai mari mă băteau și porția mi-o luau. Aș ști că era mai mic și era mai chinuit. Porția ta mi-ascundeai și la urmă mi-o dădeai. Mănâncă copilul meu, că și tu ești tot al meu. Tu ești floarea cea mai mică, care mă faci fericită. Of, ce mai plâng ochii ei, chiar astăzi de ziua ei. Bate-n poartă cineva și tresare inima. Măicuță-s altă băiat care m-ai crescut cu drag. Te rog din sufletul plânge, că lacrima ta mă frice. Hai măicuța mea la mine, că singură nu ți-e bine. Câte zile o-i mai avea, vreau să stai în casa mea. Dacă trăia acum tata, poate alta ți-era soarta. Copiii te-au părăsit, numai cel mic te-a iubit.
sărașii micuți și creștem fără părinți. Mai bine nu ne nășteam, acum nu mai sufeream. Ne rugăm, Doamne, la Tine, în viață să avem numai bine. Dacă suntem sănătoși, vom crește mari și frumoși. Ne rugăm, Doamne, la Tine, în viață să avem numai bine. Dacă suntem sănătoși, vom crește mari și frumoși. Părinții lângă Tine, noi n-avem pe nimeni, numai pe bunicuța. E bolnavă și bătrână, dar are inima bună. Ea ne ajută în toate și are zile numărate. Pe mine și plânge și el cu mine. Ne rugăm, Doamne, la Tine, în viață să avem numai bine. Dacă suntem sănătoși, vom crește mari și frumoși. Ne rugăm, Doamne, la Tine, în viață să avem numai bine. Dacă suntem sănătoși, vom crește mari și frumoși. Pe pat de moarte, spală ticule din groapă, de necalță, de nebracă, că bunica e săracă și n-are ce să ne facă. Ne rugăm, Doamne, la Tine, în viață să avem numai bine. Dacă suntem sănătoși, vom crește mai. Ce frumoasă-i mireasa, cu nășica lângă ea,
nașul și cu cinerică, soacra mare, soacra mică, socru mic și socru mare, ce mai nută frățioare, asta este nuntă mare, cum n-a fost tata sub soare. Ce frumoasă-i mireasa, cu nășica lângă ea, nașul și cu cinerică, soacra mare, soacra mică, socru mic și socru mare, ce mai nută frățioare, asta este nuntă mare, cum n-a fost tata sub soare. S-a furat miresica ginerică printre coți, negociază cu toți, le dă whisky, le dă bere, s-aducă mireasa bere, ce mai nută la plăcere, abia mă ții pe picere, frumos cântă muzica, Victor de la Fundulea. Scoate nașule parale, ori dolari, ori milioane, că ți-am jucat găina, ieși cu băbuța mea. Ce trânghiul de știri așa, dă bacșișul cu așa, ca să-i dăm la lăutari, că doar sunteți oameni mari. Foarte frumoase melodiile, spuneam, mă uitam pe dedicațiile pe care trăsătorii din străinătate și le fac unii altora, mă uitam și la mesajele ample și la mail-urile pe care le trimiteți. De-abia aștept să vi le citesc pe toate, o să le iau rând cu rând de unde le-am lăsat și apoi o să vă ascult din nou opiniile în direct prin telefon, dar aș ține foarte mult, mai ales pentru cei care au pierdut începutul emisiunii, să mai ascultăm o dată piesa în premieră absolută, înțeleg că e o compoziție specială pe tema ciocoilor din România și pe tema dorului de țară și desigur pe tema românilor care au fost nevoiți să emigreze, să plece în exil, dar și pe tema viitorilor români care se vor întoarce în țară când va veni la putere viitorul președinte de care avem nevoie. Hai să vedeți melodia respectivă din nou în finalul mini-concertului susținut de această formație de ispravă din România. Adică melodia cu ciocoi, da? Și cu ceilalți. Compusă pentru televiziunea poporului. Compoziție specială. Și anume pentru domnul viitor președinte Dan Diaconescu. Da, vă mulțumesc mult. Hai să ascultați melodia și mai ales fiți atenți la versuri. Puneți-vă aparatele la înregistrat dacă aveți așa ceva și apoi mai vorbim.
inima sus și iată-mi de pe-ntregul continent. Am ajuns la faliment, n-avem bani de tratamente, mâncare, medicamente, n-avem căldură în școli, suntem sărași și plini de boli. N-avem bani de tratamente, mâncare, medicamente, n-avem căldură în școli, suntem sărași și plini de boli. Veta coția cu drepturi de autor, furații trecu popor. Numai pistinarea noastră ați făcut averea voastră. Pe mulți ne-ați lăsat șomeri, iar voi sunteți mari bancheri. Numai pistinarea noastră ați făcut averea voastră. Pe mulți ne-ați lăsat șomeri, iar voi sunteți mari bancheri. Mai furați, ascultați-ne pe noi, o să vă vindeți și pe voi. Trăiți timpuri foarte grele, iar voi stați doar la cinstele. Vă plimbați cu limuzine, iar noi n-avem bani de pâine. Trăim timpuri foarte grele, iar voi stați doar la cinstele. Vă plimbați cu limuzine, iar noi n-avem bani de pâine. Georgescu din CNA, ca să îmi dea licența, că le stric audiența. La voi n-am vrut flaura, Georgescu din CNA, ca să îmi dea licența, că le stric audiența. Și Radu Popa m-au închis și m-au trădat, dar de te tot a scăpat. Din cauza la Ciocoi, unde să mai muncim noi? A furat fabrici uzine, instituții sunt de mine. Din cauza la Ciocoi, unde să mai lucrăm noi? A furat fabrici uzine, instituții sunt de mine. Toți plecăm în țări străine, că România nu-i bine. Italia și Franța, Spania și America. Urâtă-i străinătatea, dar acolo e dreptatea. Că șocoii ne gonesc și străinii ne primesc. Urâtă-i străinătatea, dar acolo e dreptatea. Că șocoii ne gonesc, iar străinii ne iubesc.
face dreptat odată, să-i dăm jos pe ciocoi, ca să scăpăm de nevoie, să scăpăm de sărăcie, de minciună și hoție. Dar în locul lui Băsescu să vină Diaconescu, să-l pune președinte, să trăim ca înainte, nu plămâni și chinuiți, să fim și noi fericiți, să scăpăm de sărăcie, de minciună și hoție. Iar în locul lui Băsescu să vină Diaconescu, să-l punem președinte, să trăim ca înainte, nu plămâni și chinuiți, să fim și noi fericiți. Da, vă mulțumesc mult de tot, felicitări pentru tot. A fost, iată, această formație foarte, foarte interesantă, o nouă formație descoperită în România de OTV. Trebuie să știți că, să rămânem în același domeniu, și micuța Nicole Sherry a fost descoperirea profesorului, celebrului domn profesor din Călăraș, așa cum mulți îi spuneți, domnului Sorin Danciu, un profesor care a inițiat aici o gala tinerilor talente, chiar în acest studio, și ușor, ușor, de aici s-au lansat foarte multe mici sau mari vedete. Nicole Sherry e ultima vedetă descoperită de OTV, dar trebuie să știți că acum 15 ani Andra se lansa la OTV, ca să nu mai vorbim de ceilalți oameni din alte domenii de activitate lansați la OTV. Fiindcă mulți m-au întrebat ce am făcut ieri la Alba Iulia, de exemplu, a fost o surpriză extraordinară să mă întâlnesc cu primarul din Chișinău, cu domnul Dorin Chirtoacă, care a venit brusc la mine și zice: domnul Diaconescu, vreau să vă mulțumesc. Și eu zic: stați că încă n-am unit România cu Republica Moldova, o să o unim când eu o să fiu președinte și dumneavoastră președinte. Știți că și Dorin Chirtoacă în sondajele din Republica Moldova stă foarte bine și se spune că el va fi viitorul președinte al Republicii Moldova. Dar el, pentru vrea să mulțumesc pentru altceva, că el debutase la televiziune, mi-a spus, la OTV, la OTV-ul din Piața Romană, a fost prima lui apariție la televizor. Eu și uitasem că l-am invitat și că l-am avut invitat. El era un tânăr student din Chișinău, o revelație a sistemului din acea vreme, și uite cât de tare e acest OTV, sau cât de tare a fost OTV, este și va fi din toate punctele de vedere. Acum o ascultăm pe doamna Mariana din Sicilia, de exemplu, prin telefon. Bună seara! La mulți ani, domnul Dan, azi fiul meu are 9 ani. La mulți ani să vă trăiască, dedic melodia cu mama pentru el. Semnați de Elena, care lucrează acum în Lecce. Eu tot în Sicilia lucrez și am două persoane cu Alzheimer în îngrijire și plata e de 700 de euro. Are și două persoane, deci n-are doar una. Mult adevăr în melodia asta. Le mulțumim, domnilor, dar să nu uităm, Dane, că seara noastră a fost blestemată. O salut și pe doamna Roxana. Dane, nu uita că nu e singur. Ai putere, cuvântul tău e puternic în toate afacerile tale. Nu uita că Dumnezeu vorbește prin gura ta și cuvântul tău are putere. Crede ce spun, știu eu că te învăț de bine, spune o interesantă. Vă pupăm cu drag. Sunt și alte nații ce lucrează pe 300 de euro sau pe casă și masă și ele strică toate prețurile. E posibil, da, dar măcar românii să fie uniți. Domnul Diaconescu, sunt persoane care au fost executate silit și anume au fost date din casele lor afară pentru că nu au avut bani să plătească. Și au preferat să plece într-o țară străină, să aibă grijă de un bătrân sau să tundă iarba sau să facă ceva pentru un amărât de colț de pâine și să aibă un acoperiș deasupra capului. Pentru că în România nu avea unde să ducă. Cu ce bani să ia domnul Diaconescu? Cum? Că pe timpul lui Ceaușescu te băga la pușcărie dacă nu te duceai la serviciu, dacă nu aveai un liceu, dacă și multe altele. Îți dădeau apartament, îți dădeau posibilitatea să cumperi. Acum nu-ți mai dă nici posibilitatea asta. Cum să nu plecăm? Nu că încurajez asta, nu, ferească Dumnezeu. Dar se spune că, domne, stă în nu știu ce țară fără niciun leu. Păi, din moment ce nu are unde să stea aici, unde să stea la metrou, să ce? Așa preferă să tundă iarba, să facă o curățenie undeva într-o casă și știe că are un loc asigurat unde să pună capul pe pernă, printre străini. Pentru că la noi, după cum spunea și lăutarul de mai devreme, românii ne gonesc și străinii ne primesc. Despre asta vorbim. Așa este. Narcis, din nefericire. Narcis Iulian din Spania. Sunt Moraru Ciprian din Torino, nici nu prea este semnal. Vă apreciez pentru emisiunile pe care le faceți. Ce titlu are prima melodie pe care a cântat-o Victor din Fundulea? Melodia cu ciocoi, care e titlul? Imediat vă spun. Melodia...
echipa Televiziunii Poporului. Da? Da. Imnul Televiziunii Poporului? Da, imnul Televiziunii Poporului, da. Ina din Roma, nu lucrează nimeni 24. Oricum, pe ăștia care vă mai întreabă sau spun așa, bă, da, Diaconescu ăla, să ne zică unde e Elodia, vreau să se întrebați pe ei unde e flota, de exemplu, să vă spune unde e flota țării, pe ăștia care țin cu Băsescu, iar ea care țin cu Ponta, să-i întrebați unde sunt fabricile din țara asta, că erau 1300 de fabrici în 1990 și acum nu mai e niciuna. Să-i întrebați unde au dispărut fabricile astea, în opinia lor, așa. Tot eu cu dumneavoastră, domnul Filip, le-am distrus fabricile astea sau Ponta și cu Iliescu? Și vapoarele le-am furat eu și cu Filip de Milano sau le-a furat Băsescu și cu familia lui? Asta e diferența între noi ăștia din popor și ăștia care au guvernat până acum. Dane, cu cântecul cu ciocoi ne-ai răsculit toate sentimentele și dorul de țară. Venim să te votăm, că ești tare, suntem alături de tine. Ține tot așa, Pușa și Manuela din Trani. Foarte tare le-a plăcut melodia cu ciocoi. Felicitări, foarte frumos a fost această ultimă melodie și o dedicație pentru Olga din Muru, care ieri a împlinit 40 de ani, ne scrie într-un mesaj, la mulți ani, Dane, vreau să zic că ieri a fost ziua mea, am împlinit 40 de ani și nu m-am simțit prea bine. De dimineață am primit urări de la mulți ani, după masă am vorbit cu o prietenă că am ieșit în liber, aici în Pescara, am vrut să-i fac televizorul să vadă OTV, dar n-a reușit. Iată Olga ce încearcă să ducă și OTV-ul mai departe în casa altor familii de acolo din Italia, îi mulțumim oricum pentru încercare.